Bună seara și bine v-am regăsit. Continuăm seria dezbaterilor electorale. Eu vreau să fiu președinte. În studio se află astăzi, de la dreapta mea spre stânga, domnul Iurie Leancă. Mă bucur să-l salut astăzi, candidat PPM. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Domnul Ilian Cașu, care reprezintă pe Dmitri Ciubașenco, care din nou astăzi nu a venit. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Și doamna Silvia Radu, care este candidat independent. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Așadar, de această dată, candidații se prezintă singuri. Domnule Iurie Leancă, vă rog să vă prezentați. Sunt președintele Partidului Popular European, candidez pentru această funcție, fiindcă este un eveniment foarte important, o poziție în stat care, în cazul în care cel care va deține funcția își va exercita atribuțiile constituționale, și va exercita aceste atribuții cu în cunoștință de cauză, cu echipa în spate, având un bagaj de cunoștință și experiență la dispoziție, și ținem mod special de politica externă, în care președintele are competențe, situația de securitatea statului, dar și reforma justiției, atunci sunt convins că Republica Moldova va putea să revină la normalitate și să ne preocupăm de problemele cetățenilor. De data aceasta, problema se pune, iarăși, din păcate, alege între est și vest. Noi trebuie să contăm drumul spre vest, altfel, iarăși, intrăm în zona de tampon, zona de insecuritate și rolul președintelui în acest context poate fi unul extrem de mare. Domnule Cașu, dar de ce domnul Ciubașenco n-a venit din nou? Oameni buni, bună seara! Din motive obiective, domnul Ciubașenco nu a putut veni pentru că la 18.00 începe o întâlnire cu alegătorii în Cimișlia. Era programată cu mult înainte de dezbaterile ProTV, dar din respect pentru dumneavoastră și pentru organizatori, am venit eu, persoana de încredere. Noi venim cu un mecanism simplu, dar eficient, democratic și pașnic. Decretul numărul 1 de dizolvare a Parlamentului, pentru că noi credem că anume de aceasta Moldova are nevoie în situația unui stat capturat, unde instituțiile statului îl servesc pe un singur om, Vlad Plahotniuc, și nu servesc cetățenii, așa cum spune Constituția. Oameni buni, aceste alegeri nu sunt despre geopolitică, despre est sau vest, aceste alegeri sunt despre eliberarea Moldovei de sub dictatul oligarhic al lui Vlad Plahotniuc. Eu sunt convins că pe 30 noiembrie noi ne putem mobiliza și cu un vot masiv putem scăpa finalmente, democratic și pașnic, de sistemul mafiot al lui Plahotniuc. Da, colegii din regie îmi spun că totuși au o declarație a domnului Ciubașenco. De ce domnia sa nu vine la dezbateri? Haideți să o vedem. La ProTV eu nu am încredere în echidistanța doamnei care conduce aceste dezbateri. Acesta este răspunsul. Ați vrut să adăugați ceva? Da, am vrut să adaug chiar din contul timpului regulamentar. Doamna Bogza, cu tot respectul, prezența mea în studio este și un test a echidistanței dumneavoastră, dacă doriți. Da, vă mulțumesc pentru încredere. Vreau să spun că timpul, să știți că nu v-am luat din timp, poziția domnului Ciubașenco a fost în afara timpului, așa că stați liniștit, minutele sunt în continuare ale dumneavoastră. Doamna Radu, prezentați-vă, vă rog. Bună seara tuturor, mă numesc Silvia Radu, sunt candidat independent la președinția Republicii Moldova. Sunt unicul candidat care nu reprezintă niciun partid, nu a fost implicată niciodată în nicio guvernare din Republica Moldova pe parcursul ultimelor 25 de ani. Nu am făcut parte și nu reprezint niciun grup de interes și nici o ideologie politică care m-ar putea separa de o parte sau alta societății. Consider că acum avem nevoie de un președinte care să unifice toată societatea din Republica Moldova, fără a diviza cetățenii pe etnii, pe limbă vorbită sau pe orientare politică. A venit timpul să ne schimbăm conducerea și este o doleanță a majorității cetățenilor Republicii Moldova, fiindcă pe parcursul a 25 de ani, politicienii deja au demonstrat ce pot face, dar mai mult au demonstrat ce nu pot face. Și a venit timpul crucial când ar trebui să facem o alegere corectă și să ne alegem președintele care ne-a reprezenta întreg poporul. Acum am o întrebare de ordin general. Nu putem să facem abstracție de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, chiar dacă suntem axați mai mult pe subiecte politice. Astăzi am urmărit cu toții un proces care a avut loc la Bălți, unde
directorul spitalului internat pentru persoanele cu dizabilități a plecat din sala de judecată după ce a fost găsit vinovat că a violat mai multe paciente. Acele femei sunt terifiate că vor trăi în continuare în același oraș cu această persoană. Uitați-vă că în acest caz omul a plecat liber, deși a fost condamnat la 13 ani de pușcărie, pentru că sentința nu este una definitivă. Pentru comparație am urmărit cum o femeie, mama a 5 copii, a fost încătușată în fața copiilor în sala de judecată. Acum vreau să vă rog să comentați acest caz și să-mi spuneți ce poziție aveți vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat la Bălți. Doamna Radu. Eu cred că este încă o dată o demonstrație la ceea ce se întâmplă în justiția din Republica Moldova, care nu este echidistantă și nu este corectă, fiindcă avem cazuri când, pe lângă ceea ce ați spus dumneavoastră, care este un caz strigător la ceruri, când o femeie în apărare este luată din sala de judecată și încătușată, iar cel care a maltratat o sumedenie de femei este lăsat liber, demonstrează că, din păcate, justiția din Republica Moldova, încă o dată demonstrează, de fapt, că justiția din Republica Moldova nu este cea care ar trebui să fie. Avem cazuri când o persoană, chiar și în legislația din Republica Moldova, este scris în așa fel încât pentru furtul unei rase, sau am avut faimosul caz a unui arbuz, omul merge la pușcărie, iar pe furtul 1 miliard din rezervele statului, nimeni nu poartă nicio răspundere. Sunt categoric împotriva acestei situații și sunt sigură că președintele Republicii Moldova ar trebui să intervină în astfel de cazuri pentru a face justiție și pentru a expune opinia publică care este transmisă prin mass media referitor la acest caz, dar sunt absolut convinsă că și președintele țării ar trebui să aibă un cuvânt de spus atunci când apar astfel de situații în justiția din Republica Moldova, fiindcă până la urmă el trebuie să reprezinte opinia cetățenilor și opinia justă față de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Da, până la urmă vorbim și despre separația puterilor în stat. Intervenția, ingerința în justiție ar putea fi o problemă. Nu spun că președintele să spună ce ar trebui să facă judecătorii. El ar trebui să spună cu voce tare că este o injustiție și judecătorii ar trebui să aibă grijă de ceea ce decizii iau și cum și care sunt consecințele acestora. Domnule Cașu. Cazurile la care noastră ați făcut trimitere indică foarte clar asupra incapacității instituțiilor de drept ale statului de a asigura securitatea cetățenilor, pentru că viața acestor femei cu inculpatul la libertate este în primejdie și instituțiile de drept nici nu pot și nici nu vreau să asigure în baza legii această securitate, această valoare care este o responsabilitate directă a instituțiilor statului. Și noi știm care sunt aceste instituții ale statului, în primul rând poliția și o sumedenie de alte instituții plătite din bani public, care de fapt nu mai irosesc banul public. Rolul președintelui, perfectă dreptate, ați făcut trimitere la clauza constituțională de separare a puterilor în stat, dar asta e doar pe hârtie. Însă președintele, unul proactiv și mai ales unul ales prin vot direct, are responsabilitatea cel puțin de a mobiliza opinia publică în apărarea acestor cetățeni. Eu le spun în numele colegilor mei din partidul nostru, în numele domnului Cibașenco, un grand mersi activiștilor civici, jurnaliștilor, cei care au adus în atenție opiniei publice din Republica Moldova aceste cazuri strigătoare la cer, însă soluția, în opinia mea, este instituțiile de drept ale statului care sunt în serviciu cetățeanului. Acum ele sunt în serviciul lui Plahotniuc și a cercului său de încredere. Domnule Leancă, aceeași întrebare. Bineînțeles că acest caz este unul revoltător și din păcate nu este pentru prima dată când inculpații care își primesc sentința pentru cazuri grave, cum ar fi acest caz, sau sunt lăsați să iasă din sală și după aia sau dispar, sau își terorizează victimele și așa mai departe. Vedeți cazul Papuc, deci, ne amintim cu toții. Ceea ce pot spune că în acest caz, în primul rând, aș solicita imediat o analiză juridică. E vorba de o problemă în cadrul legal pe care imediat trebuie să o rectificăm.
sau e vorba iarăși de o acțiune absolut descalificantă a judecătorului? Și dacă e a doua situație, atunci, ca președinte, aș cere imediat Consiliul Suprem de Magistraților să intervină, să analizeze și să fie sancționat. Și să fie sancționat dur, fiindcă astfel de cazuri, într-adevăr, sunt revoltătoare și pun iarăși în pericol încrederea cetățeanului în tot ce înseamnă actul de justiție din Republica Moldova. Da, avem astăzi această situație, dar ne revoltăm și până la urmă ce facem? Pentru că trebuie să existe o soluție. Ce facem? Ieri am văzut cum presa nu mai are acces la judecată, în sălile de judecată, deci sunt publice aceste procese, decât în baza unei acreditări cu o solicitare cu 24 de ore înainte. Deci se întâmplă anumite lucruri, noi ne uităm, ne revoltăm, dar ce facem? Care e soluția? Fiindcă vorbim despre viitorul președinte, tocmai am spus, dacă este un lapsus, un gol în cadrul legal de care tocmai se folosesc, îl utilizează anumiți judecători, ar trebui imediat să amendăm această lege și să nu mai permitem pe viitor. Dacă însă e vorba de reavoință din partea unui judecător, trebuie să se sesizeze, după cum vă spuneam, urgent CSM-ul și public de cerut să ia atitudine în față de acești judecători. Iată ce ar trebui să facă, din punctul meu de vedere, președintele, pentru într-adevăr a nu depăși anumite linii care țin de separarea puterilor în stat. Eu cred că aceste instituții la care domnul Leanca a făcut trimitere, Consiliul Superior al Magistraturii, ele sunt controlate politic și dumneavoastră corect ați remarcat că cetățenii nu au mecanisme să schimbe lucrurile. Deci, între ciclul electoral, între alegeri, practic nu se schimbă nimic. Și noi observăm tendința regimului Plahotniuc de a deveni bizantin. Adică le plac treburile și mecanismele oculte, pentru că numai acolo, fără presă, fără influența cetățenească, ei fac dezmăți. Ei au intrat, îmi place cuvântul rusesc, bezpredel, pentru că reflectă mai bine esența acestui regim. Acolo ei se simt în apele lor și acolo fac, de fapt, acolo ei își apără și servesc propriile interese, lipsind societatea și alte instituții de a influența procesele, cum ar fi firesc într-un stat de drept și unul democratic. Eu cred că președintele este, prin definiția Constituției, garantul constituționalității și a drepturilor tuturor cetățenilor Republicii Moldova. El trebuie să fie un arbitru atunci când se întâmplă iregularități de orice tip, atât de tip juridic, cât și de tip administrativ, cât și de tip legislativ, și el ar trebui să spuie cu voce tare: sunt de acord că în cadrul legal existent, apelând la lege, dar spunând clar cum și care ar trebui să fie corect atitudinea dintr-o parte sau alta atunci când există neregularități într-un domeniu sau altul din Republica Moldova. Care este primul lucru pe care îl veți face în cazul în care veți deveni președinte, doamna Radu? Platforma mea electorală constă în crearea a două consilii adiționale pe lângă Consiliul Suprem de Securitate, pe lângă președintele Republicii Moldova. Voi crea Consiliul Suprem Economic pe lângă președinte, precum și Consiliul Suprem Social. Aceste două consilii vor fi orientate în primul rând spre soluționarea problemelor economice din Republica Moldova, care ar da soluții la problemele sociale existente la noi în țară. Fiindcă fără dezvoltare economică nu este posibil să avem soluții sociale și nu este corect ca astăzi țara noastră să se îndatoreze la nesfârșit, ne implicând dezvoltarea economică necesară pentru țara noastră. Pentru asta aveți nevoie și de sprijinul Guvernului și al Parlamentului? Această platformă presupune, pe de o parte, în Consiliul Economic reprezentarea mediului de afaceri și, pe de altă parte, administrația, Guvernul și Parlamentul, care trebuie să ia decizii în vederea lichidării acelor bariere administrative care împiedică dezvoltarea țării și atragerea investițiilor. Și în domeniul social, exact, vor fi reprezentați cetățenii din țară, precum și cei de peste hotare, în vederea soluționării propunerilor legislative pentru soluționarea problemelor sociale, împreună cu Guvernul și Parlamentul, președintele fiind un arbitru și impulsând aceste inițiative legislative conform Constituției Republicii Moldova. Domnule Caș. Stimați concetățeni,
partidul nostru, Dumitru Ciubașencu, Renato Usatăi, noi am vorbit pe parcursul acestei campanii că Moldova are nevoie de un singur lucru, de acest decret de dizolvare a Parlamentului. Este inutil să vorbim despre crearea structurilor reprezentative, este inutil, în opinia noastră, să vorbim despre strategii de reformă pe diferite sectoare, în situația în care avem un regim care face doar un singur lucru. Fură banul public și cel din asistență externă, astfel sărăcindu-i pe cetățenii moldoveni pe zi ce trece. Noi avem o situație când concetățenii noștri, mergând la alimentară, numără banii pentru chefir, pentru lactate. Ăsta este un semn clar de sărăcie extremă și lucrul ăsta se întâmplă pentru că avem un stat tălhar, un stat hoț, un stat mafiot. Noi avem o justificare juridică, facem trimitere la articole din Constituție, la celebra și vestita decizie a Curții Constituționale din 22 aprilie 2013, care vorbește expres despre pericolul corupției politice pentru statul de drept, pentru democrație și dacă a fost aplicată lui Vlad Filat atunci în 2013, cu atât mai mult acea decizie a Curții Constituționale perfect se aplică statului captiv creat în stil mafiot de Vlad Plahotniuc. Dumitru Ciubașencu și partidul nostru vine cu ceea ce Moldova are nevoie cel mai mult la această etapă. Dizolvăm Parlamentul, organizăm alegeri anticipate. Cei care ne spun că ne cheltuim în zadar, irosim banul public pentru alegeri anticipate, nu au dreptate pentru că democrația costă. Doi, ăștia au furat $1 miliard și nici nu au rușit și nici nu-l caută. Că e stat captiv și avem alegeri. Cum se va schimba, credeți dumneavoastră, după alegeri, structura Parlamentului, dacă e stat captiv? Și cum credeți dumneavoastră că dizolvând Parlamentul împotriva Constituției, dumneavoastră veți reuși să construiți un stat de drept? N-a rezistat doamna Radu și m-a întrebat, trebuia doamna Bogza să mă întrebe, dar răspund. Perfect. Doamna Radu, stat captiv înseamnă, stimați concetățeni, înseamnă că instituțiile, deciziile principale nu se iau în cadrul legal. Acest termen nu l-am inventat eu sau Renato Usatăi. Cu acest termen a venit Iagland, secretarul general al Consiliului Europei, în celebrul cotidian The New York Times. Ce stat captiv înseamnă că deciziile nu se iau în albia constituțională, dar se iau la Nobel Club, Global Business Centru, saune, restaurante și în altă parte, majoritatea parlamentară fiind proprietatea privată a lui Vlad Plahotniuc, în cazul alegerilor prezidențiale directe. Cetățenii, după o perioadă de 20 de ani, vor avea posibilitatea, prin vot direct, să-și aleagă președintele. Asta înseamnă o legitimitate, oameni buni, fără precedent. Da, întrebarea președintele, a fost exact, clar. Va fi o singură instituție scoasă de sub gheara, de sub dictatul sistemului plahotnichist. Înțelegeți, dumneavoastră le propuneți să se întoarcă înapoi la aceiași politicieni care să ajungă înapoi în Parlament și să cheltuim jumătate din bugetul național când n-avem ce mânca? Doamna Radu, eu am făcut trimiterea la cetățenii simpli care nu își pot permite chefir. Dumneavoastră cu 429.000 de lei pe lună vă permiteți mai mult decât chefir. Ca ei să aibă salarii. Permiteți-mi, dumneavoastră, cum aveți impozitele salariul mele, dumneavoastră, le folosiți pentru alegerea salariul anticipată. Dumneavoastră a fost făcut de consumatorii moldoveni. Salariul meu a fost legal și a fost... Factura de la electricitate constituind 30% din pensia și salariul mizer a concetățenilor noștri. Și ar fi corect ca toți, inclusiv și dumneavoastră și restul, să-și plătească impozitele și să-și declare averile așa cum a făcut-o el. Într-o țară săracă cum este Republica Moldova, cel puțin nu aveți dreptul moral moral să ridicați un astfel de salariu, că și în Statele Unite eu personal nu am văzut salariul de 25.000 de euro, dar primesc mult mai mult. Un lucru este cert, vă răspund la întrebarea că am derapat un pic, cu o instituție prezidențială scoasă din dictatul lui Plahotniuc, o instituție sub controlul poporului, așa precum scrie doamna Radu Constituție, articolul 2, articolul 38, articolul 39,
Dumneavoastră, eu vă explic. Dați-mi voie să explic, doamne Radu. Eu sunt conștient. Atât. Ochiul drept mă uit acum. Două minute atât și nu am auzit răspunsul. Mă iertați că vă întreb eu. Sunt vorbiți despre Constituție. Intervine o secundă ca să trecem și la domnul Leancă, pentru că domnia sa are cel mai mult timp. Domnule Cașu, în Constituție, articolul 85, aliniatele 1 și 2, scriu foarte clar când poate fi dizolvat Parlamentul. Odată, în cazul imposibilității formării guvernului, 2. Al blocării procedurii de adoptare a legilor timp de 3 luni. Care dintre aceste prevederi va fi aplicată? Eu sunt perfect convins că eu vorbesc acum cu concetățenii. Dumneavoastră, dacă nu ați înțeles, bine, este poziția dumneavoastră. Mulți înțeleg. Eu fac trimitere la 3 articole. Articolul 2. Poporul este suveran, doamna Bogza. Articolul referendum. 38. Puterea aparține poporului. Articolul 39. Prin reprezentanții săi, poporul participă la gestionarea treburilor stat. Noastră faceți trimitere la un articol care vorbește despre procedură. Sunt articole care sunt mai importante, mai importante și noi vorbim, apropo, într-o perioadă foarte specifică pentru Republica Moldova, un stat capturat de o persoană și cercul său de încredere cu instituțiile statului care nu servesc cetățenii. Da. Este clar. Vă propun să ne oprim aici pentru că este și domnul Botnaru cu întrebări, iar dumneavoastră nu mai aveți decât un minut și 20 și tare aș vrea să răspundeți și la întrebările domnului Botnaru. Domnule Leancă, de unde am început? Fiecare ce va face dacă ajunge președinte? Am ajuns și la dumneavoastră. Mulțumesc. Vă rog să-mi spuneți care este primul lucru pe care îl veți face. Bine ați ajuns și la mine. Eu am uneori sentimentul că noi discutăm despre un spațiu constituțional nu al Republicii Moldova, ci al altor țări. În Republica Moldova, Constituția stipulează foarte clar ce instituții există și ce atribuții are președintele vis-a-vis de fiecare instituție. Iată, președintele prezidează lucrările Consiliului Suprem de Securitate, care poate discuta orice subiect, care poate discuta orice subiect, care prezintă un pericol la adresa securității statului. Fie că e vorba de aspecte sociale, sunt adevărat, nivelul de pensie ne pune doar la nivelul de subexistență, dar din cauza asta mor oameni, pur și simplu. Situația economică, într-adevăr, este o platformă excelentă, Consiliul Suprem de Securitate, cu participarea Parlamentului, Guvernului, regulatorilor, pentru a discuta acest subiect. Dar pornind de la experiența mea de ministru și în mod special de prim-ministru, știu că cea mai mare problemă a acestei țări este justiția, fiindcă justiția în forma sa actuală generează corupție. Corupția înseamnă hoție, nu vin bani la buget, nu vin bani în fondul social, nu vin investiții și nu trebuie locuri de muncă, astfel încât cetățenii moldoveni pleacă. Uitați-vă, în 15-16, după ce în 13-14 au început să revină moldoveni acasă, din păcate pleacă în afara țării. Pe acest motiv, cea mai importantă preocupare, pornind de la exact prerogativele președintelui. Aș începe cu, în primul rând, o ședință a Consiliului Suprem de Securitate. Să discutăm despre instituțiile chemate să lupte împotriva corupției. Iată, avem recomandări făcute timp de jumătate de an în acest an de experți europeni. Ce ar trebui să facem la nivel de resetare a instituțiilor? Fiindcă noi trebuie să avem un prototip al DNA-ului în Moldova, care s-a preocupat doar de corupția mare. Astăzi avem CNA, astăzi avem Procuratura Anticorupție, mai este, iată, Agenția Națională de Integritate. Iar atunci când există mai multe instituții și cu competențe foarte și foarte care se acoperă una pe alta, chestii paralele și așa mai departe, nimeni de fapt nu este responsabil. Deci ca președinte aș insista în primul rând pe finalizarea cât mai repede a creierea acestor instituții cu mandate foarte clare și în mod special a prototipului DNA-ului. Doi, împreună cu europenii, fiindcă președintele ca șef al statului are o funcție nu doar de reprezentare a statului, dar de a influența și a stabili foarte clar prioritățile pe plan de politică externă. Iată, convingerea mea fermă este, și am vorbit despre acest lucru și în 2014 când am fost prim-ministru și acum la fel vorbesc, fără o intervenție din partea Uniunii Europene în tot ce înseamnă reforma justiției, verificarea fiecărui judecător înainte de a fi numit de președinte, a procurorului general, nu doar din partea SIS-ului, dar și împreună cu experți europeni, exact ceea ce fac ei astăzi în Albania, cu și în alte țări care sunt mult mai avansate decât noi. Iată, acest lucru, Albania nu este țara membră, Silvia, și noi singuri nu suntem capabili? Sigur, dacă ați fost un simplu prim-ministru, acum vreți să fiți un simplu președinte. Și așa nu-i corect, fiindcă oamenii își doresc o schimbare în această țară. Nu-și doresc să fie cineva din afară să le facă regulă. Ei vor să trăiască la ei în țară, cu oamenii săi, cu cetățenii săi, nu cu oameni străini care să le facă regulă. Dacă dumneavoastră, în calitate de candidat sau președinte, nu sunteți capabili, pentru ce candidați la această funcție? Dacă vreți să vină alții să facă regulă pentru dumneavoastră.
Îmi pare rău că Silvia m-a, sau doamna Radu m-a întrerupt. Eu nu vreau să vorbesc despre povești și fantasmagorii. Am o experiență foarte clară. Eu pot să vă obiectez dumneavoastră că ați fost șefa Uniunea Fenosă, care timp de 15 ani nu a investit în infrastructura din Republica Moldova și în 2013-14 în continuare se reconecta lumina și așa mai departe. Dar eu cum acum vorbesc despre chestii mult mai... mult mai eu știu ca prim ministru exact ce s-a investit și cum s-au umflat tarifele. Există instituții de stat, nu se plătați pentru stat de drept. Deci, încă o dată, convingerea mea și exemplul României vorbește foarte clar, fără intervenție din afară, facerea justiției. Silvia, nu vorbiți prostii. Asta vă rog frumos. Fiindcă spuseabilii de dumneavoastră, am anumită experiență. Știu exact care sunt deprindere și mentalitățile. Și nu suntem nici prima țară, nici ultima, care, din păcate, trecem prin această perioadă de tranziție foarte chinuitoare. Și știu încă o dată, analizând experiența altor state care au reușit, și Baltice, și Polonia, dar să nu ducem prea departe în România. Nu se poate face... Nu se poate face regulă de unii singuri. Va dura mult prea mult și până atunci vor muri mult prea mulți oameni. Pentru ce mai avem țară atunci dacă noi nu suntem capabili să ne facem regulă? Acum... vreau să vă aduc la cunoștință că realizăm această emisiune împreună cu colegii de la Radio Europa Liberă. Domnul Vasile Botnaru, care este directorul biroului Chișinău al Radio Europa Liberă, așteaptă să vă adreseze întrebările. Domnule Botnaru, bună ziua! Haideți să vedem întrebarea pentru domnul Leancă. Bună seara! Domnule prim-ministru, chiar acum venind la emisiune, am văzut din nou acest billboard în care promiteți mai multe decât cine? Decât premierul Leancă, decât alți președinți, decât dumneavoastră care ați putut face atunci împreună cu PLDM și ce vă determină să promiteți mai mult decât ați făcut până acum? În primul rând, doar să completez. Doamna Radu, a câta oară, iarăși vine cu aceste defaimări, că am fost un simplu prim-ministru și v-am spus odată și v-am rugat să găsiți unde am spus eu această frază. N-am folosit niciodată, au folosit-o alții pentru a scoate din context, dar nu mai vreau să mai vorbesc despre acest lucru. Acum, ca să răspund domnului Botnaru. Domnule Botnaru, atât timp cât am fost ministru de externe și prim-ministru, consider că am putut suficient de mult pentru Republica Moldova, pentru a schimba imaginea Republicii Moldova, pentru a intensifica dialogul nostru cu partenerii noștri, pentru a semna regimul fără devize, acordul de asociere, aduce investiții în țară. Doar în 2014, ca să vă împrospătez puțin memoria, am adus numai din România 42 de milioane de euro pentru grădinițe și așa mai departe. Iată acum, promiteți acolo mai mult decât cine? Iată mai mult decât foștii președinți, în mod special la ei mă refer, fiindcă vorbeam despre un domeniu foarte clar la care m-am referit deja, se numește domeniul justiției. Președintele, având anumite atribuții, mai mult chiar decât primul ministru în acest domeniu. Și având sprijinul din afară, sunt convins că putem face mult mai mult, fiindcă iată aici, în acest domeniu, din păcate, noi nu am reușit să înregistrăm niciun progres și de aici au venit și furtul bancar, și situația alarmantă din societate, și criza politică și așa mai departe, și atât 2 ani, din păcate, iarăși stagnăm, iarăși staționăm. Deci, actualul președinte, ce notă i-ați pune la capitolul ăsta? Notele ne pun cetățenii și alegătorii. Noul președinte fiind ales prin vot direct, bineînțeles că are cu totul alt mandat, există alte așteptări de la noul președinte, iată, funcție de aceste așteptări, de acest nou mandat și de o înțelegere și o experiență pe care am acumulat-o eu și echipa mea, fiindcă nu putem face abstracție de echipă, sunt convins că președinția se poate transforma într-o sursă de influență, într-un actor principal și foarte important în domeniile care sunt în jurisdicția, ca să zic așa, a președintelui. Domnule, politica externă, atunci când actualul președinte a venit cu propunerea să majoreze salariile judecătorilor, nu v-ați opus, așa? Nu e problema, nu e vorba de salarii. Problema e că nu am reușit să mergem și pe alte domenii. Să venim cu sancțiuni mult mai dure pe cei care bagă mâna în buzunarul statului. Domnule Leancă, atunci când cu asta a început reforma justiției, toată lumea spunea, băieți, s-ar putea să greșiți. Și nu ați crezut pe cei care spuneau asta. Deci, domnul Botnaru, dumneavoastră știți că președintele actual este fost judecător. Nu puteam să ignor opinia lui, a un om care cunoaște din situația din interior, care mi-a spus că, uite, dacă facem acest lucru, o să vezi că lucrurile se va schimba spre bine. Și da, greșeala asta, sau eroarea, iată, ne costă foarte mult, 1 miliard. Nu, stați, eroarea cui a fost? Faptul că am majorat salariile? Salariile nu sunt mari, salariile sunt mici la ceilalți cetățeni.
Pensiile sunt mici, din păcate. Nu sunt salariile mari la judecători. Dar problema este cum îi responsabilizăm. Au spălat domnul Botnaru. Ați intrat în ultimul minut. Domnule Botnaru, vă rog să adresați întrebarea pentru domnul Cașu. Domnul Cașu nu are mult timp la dispoziție. Vă rog să... Cam un minut și... Eu aș vrea să-i adresez domnului Ciubașencu această întrebare. Pentru că senzația mea este că dânsul trișează cu decretul numărul 1. Pentru că eșafodajul ăsta pe care îl construiește în fața noastră domnul Cașu apare așa, dați-ne nou întâi funcția de președinte și după asta cu decretul ăsta și cu funcția, unde ne ducem? Ducem la guvern, la Curtea Constituțională, la Parlament, care există bine mersi în continuare și spun, băieți, uitați-vă în prerogative și oamenii ăștia care o să aibă încredere și o să vă voteze pentru acest decret, o să rămână cu buza înflată iena oară, pentru că nu o să meargă mai departe de acest Parlament. Vreți, pariem pe chestia asta. Domn Botnaru, nu, acum în studio nu pot, trebuie să se sfârșească emisiunea și atunci pariem. Noi am justificat, avem justificarea juridică a decretului numărul 1. Justificarea care vă place vouă, dar nu înseamnă că e expertiză. În situația... În contextul politic care se numește stat captiv și instituțiile la care dumneavoastră ați făcut trimitere, eu am spus-o foarte clar, majoritatea parlamentară este proprietatea privată a lui Plahotniuc, croită prin șandaj. Asta e publicistică, domnul Cașu, dar juridic asta nu are putere. Eu, a doua zi după ce semnați decretul, el nu intră în vigoare și oamenii sunt înșelați. Votul pentru Ciubașencu înseamnă o semnătură a cetățeanului pe acest decret. Dați-ne votul și după aia vedeți. Pe acest decret, pentru că noi discutăm despre un stat captiv. Nu poți vorbi despre programe sociale, economice, reforme sectoriale în situația când cei cercul de încredere a regimului Plahotniuc doar fură. Domnul Cașu, eu sunt convins că aveți juriști tari, dar simpla mea logică este așa. Votul cetățenilor este dat pentru președinte care are prerogativele descrise în Constituție. Asta au spus Constituția, domn Botnaru, Constituția a fost mutilată și terfelită, scuzați expresia poporică, de către regim. Ei sunt în dezmăți. Ei sunt cei care nu respectă nicio lege. Țara are nevoie, așa cum vorbește domnul Ciubașencu, de o altă Constituție. Pentru că aceste instituții servesc altcuiva și nu cetățenii și inhibă dezvoltarea Republicii Moldova. Ați ajuns la finalul celor 10 minute. Aveți minutul de final. Mulțumesc. Da, colegi? Da. Da. Mulțumesc. Așa că îl folosiți cum doriți. Uh-huh. Întrebarea pentru doamna Radu. Doamna Silvia Radu, totuși, iată, în studio și în Parlament, societatea va rămâne divizată. Puternic divizată. Dumneavoastră veniți cu un mesaj de împăcietorist utopic. Asta e părerea dumneavoastră că e utopic, fiindcă eu cred că există statul unde sunt multe etnii și sunt separate societățile atât pe dreapta cât și pe stânga, dar interesele naționale sunt puse în primul rând. Care și eu cred că eu nu merg pe calea împăciuitare, eu merg pe calea unde interesul național al Republicii Moldova este pus în primul rând. Pentru orice acțiune care este luată în acest stat, primul interes care ar trebui să existe este formulat. Interesul cetățeanului. Unii înțeleg interesul național la Moscova, alții îl înțeleg exact. De aia și zic că interesul național nu poate fi nici la Moscova, nici la Bruxelles și nici în Statele Unite. Interesul național este la noi în țară, în Republica Moldova. Da, să trăim Moldova. Bine, de acord. Și dar de aceea cum? Noi avem acum... tot felul de promisiuni de dreapta, de stânga, geopolitice și nu ne gândim că noi, de fapt, suntem cei care trebuie să facem regulă la noi în țară. Și nu trebuie să vină cineva din afară să ne facă regulă. Luăm mătura și măturăm. Și nu chemați dumneavoastră la dumneavoastră în casă să vă facă cineva regulă? Sunteți stăpân în casa dumneavoastră. De ce ar trebui noi să nu fim capabili? De ce nouă ni se impune acest stereotip că moldovenii nu sunt în stare să-și facă regulă la ei în țară? Și nu există o persoană care să poată să unească Doamne acest Silvia popor. Radu, acum banii, creditul, nu cumva de la FMI o să vină. Nu cumva exact, nu putem dar banii să facem de la nimic. FMI se duc pentru plata salariilor, pentru plata pensiilor și nu se face nimic pentru a dezvolta economia țării. Dar economia țării poate fi dezvoltată și cu înlăturarea barierilor
elementare care există în legislația Republicii fără bani. Și aceste acțiuni care pot fi luate va duce la dezvoltarea economiei care va soluționa problemele sociale. Astăzi toți vorbim, hai să luăm bani. Nu zic că nu trebuie să luăm bani. Eu zic că noi trebuie să ne axăm pe problemele care fără bani ne vor da rezultate. Și acest lucru este posibil. Credeți-mă, există companii care nu pot exporta în Europa, fiindcă nu pot primi certificate de proveniență din Republica Moldova și oamenii din Moldova își scot afacerile peste hotare. Asta este strigător la cerul. Radu, asta aș fi vrut de la dumneavoastră, să întoarceți pe dos sistemul ăsta hâdos, care are tot felul de opreli, exact, dar nu se chemați la un viitor luminos care trebuie în 50 de ani construit. Viitor luminos poate fi numai atunci când noi ne vom răsfleca mâinile și ne-am apucat să lucrăm la noi în țară, înlăturând toate problemele pe care le avem. Eu îmi răsuflic mâinicile. Și eu mi le răsuflic împreună cu dumneavoastră, fiindcă eu știu exact ce trebuie de făcut, fiindcă vin, am lucrat și am activat 16 ani în domeniul economic și cunosc perfect care sunt problemele economiei din Republica Moldova. Pe lângă faptul că am creat cel puțin 3-4 asociații de business pentru a ajuta și a impune guvernul și parlamentul să înlăture toate aceste bariere care există și nu s-a făcut nimic până astăzi. Eu mă bucur că măcar acum sunteți bătăușă. Aș fi vrut să vă văd mai bătăușă și înainte. Înainte reprezentam succes. O companie internațională și nu puteam să-mi exprim pozițiile mele nici politice, nici civice, din păcate. Am înțeles. Domnule Botnaru, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost prezent și astăzi. Ne vedem mâine la aceeași oră. Mulțumim. Vă așteptăm. Succes tuturor candidaților. Să mulțumim. Sperăm că mâine mulțumim. Candidații vor veni la dezbatere și poi mâine vor veni, că mai avem 2 zile. Așadar, domnule Leancă, mai aveți un pic de timp. Doamna Radu mai are un pic de timp. Domnule Leancă, sigur că nu pot să nu vă întreb despre lucrurile care s-au produs în perioada în care dumneavoastră ați fost cu Partidul Liberal Democrat la guvernare. Este vorba despre concesionarea aeroportului, despre cedarea pachetului de acțiuni la BEM, despre o tranșă prin care au fost ajutate 3 bănci. Și vreau să vă întreb, vă asumați responsabilitatea? Pentru că, da, noi am discutat asta și la o emisiune în profunzime, ați spus că dumneavoastră nu cunoșteați foarte bine acest sector, vi s-a sugerat că este cea mai bună idee o dată, de 2 ori, de 3 ori, dar totuși, pe hârtie, nicăieri nu este scris ce vi s-a sugerat. Până la urmă, dumneavoastră erați prim-ministru. Nu știu cum vă imaginați acum în 40 de secunde să vă dau să comentez toate aceste subiecte, mai ales că le-am discutat suficient. Încă o dată, în 2014, dacă noi eliberam garanția guvernul, atunci 500.000 de cetățeni moldoveni își pierdeau depunerile. A doua zi am chemat compania Kroll, care în sfârșit a dat de urmele la 600 milioane de dolari. Este o notificare plasată pe site-ul Băncii Naționale. Acum trebuie să vorbim despre ce va urmează să facă președintele pentru a face așa încât regulatorii, în cazul de față e vorba de Banca Națională, care are toate instrumentele pentru a monitoriza tot ce se întâmplă în sistemul bancar, în cazul în care apar probleme să intervină, iată cum să facem așa încât astfel de situații să nu se mai repete. Și bineînțeles că președintele are o datorie foarte și foarte mare și în cazul meu va fi o prioritate absolută să ducem la capăt cât mai repede această investigare internațională lansată de mine atunci când am adus compania Kroll. Să știm în primul rând cine a furat banii de-a lungul 10 sau 12 ani, că nu s-au furat într-o noapte, apropo, și în doi, cum recuperăm banii. Iată, asta mulțumesc va fi o prioritate numărul 1. Pentru răspuns. Pentru doamna Radu mai am întrebări. Doamna Radu, sigur că eu aș putea să vă adresez multe dintre întrebări. Deja salariul dumneavoastră a fost discutat, deja este o problemă care se tot discută. Dar salariul meu a fost legal, doamna Bogza, și a fost mai mic decât la Maia Sandu la Banca Mondială. Și eu mi-am plătit impozitele în Republica Moldova și doamna Maia Sandu n-a plătit impozite în Republica Moldova pentru ca această țară să se dezvolte. Doar o mică precizare. Eu am vrut să vă întreb legat de salariu, pentru că toată lumea despre asta exact. Vorbește. Ați condus o întreprindere monopolistă. Rușine, fiindcă am muncit pentru acest salariu 24 din 24 de ore, am stat în frig și în ploi, am stat alături de oameni la minus 35 de grade ca să furnizăm energie electrică consumatorilor. Fiindcă da, salariul este din tarif până la urmă? Salariul nu este din tarif, este din beneficiu întreprindere, fiindcă salariul tarifar este salariul mediu pe țară.
Nu, din tariful la energie electrică, asta era întrebarea, dar dumneavoastră deja... Dumneavoastră, cum deja, omul care pregătește pâinea primește salariul din banii deja care nu mai aveți timp pâine. Decât minutul de final și n-aș vrea să... Dacă doriți să folosiți timp de acolo, puteți să o faceți. Acum am ajuns la final. Pentru că a răspuns ultima doamna Radu, atunci începem cu doamna Radu, ultimul minut de final pentru a vă adresa alegătorilor. Stimați cetățeni, în data de 30 octombrie ne vom alege președintele țării pentru prima dată din ultimii 16 ani. Cunoaștem cu toții că societatea noastră este divizată, separată. Politicienii au încercat să ne separe pe segmente ca să ne poată controla mai bine. Nu cred că acum ar trebui să alegem un președinte care să reprezinte un partid sau o orientare geopolitică. Trebuie să alegem un președinte care să ne reprezinte interesele naționale a țării și să facă tot posibilul ca această țară să se dezvolte, în primul rând economic și social. Sunt absolut convinsă că acest lucru este posibil. Există doar o problemă, că nimeni din cei care au fost pe parcursul a 25 de ani la putere, cei care au guvernat această țară și de stânga și de dreapta, niciodată nu și-au depus interesul pentru ca Republica Moldova cu adevărat să devină o țară prosperă, punând interesele naționale înaintea celor personale. Punând invers, cele personale înaintea celor naționale. Îmi cer scuze. Domnule Caș. Oameni buni, regimul exercită presiuni nebune asupra lui Renato Usatăi, partidul nostru, și lui Dumitru Cibașenco. Justiția servită lui Placotniuc peste noapte i-a eliberat mandat de arest și l-a dat și în căutare națională, fiindcă Placotniuc vrea să-l reducă pe Usatăi la tăcere. Usatăi actualmente este martor cheie într-un dosar penal în statul vecin România și unde Placotniuc este cu statut de bănuit că ar conduce un sindicat de killeri care funcționează în Uniunea Europeană. Deci, în pofida acestor presiuni, candidatul Dumitru Cibașenco, partidul nostru, rămâne în cursă. Noi vom lupta până la victorie. Vorbesc cu dumneavoastră și colegii mei, mobilizează cetățenii în toată țara. Pe 30 vom avea un vot masiv anti-regim, anti-Placotniuc și vom elibera instituțiile statului de dictatul lui Placotniuc. Da. Mulțumesc. Aici trebuie să fac o precizare. Sigur că candidatul are dreptul să spună ce dorește, dar vineri, când este așteptată dezbateri, domnul Marian Lupu, îl voi întreba despre acest dosar din România, despre care eu, joi, mă iertați. Mergem mai departe. Domnule Leancă, ultimul minut. Vă mulțumesc, stimați concetățeni. În câteva zile avem acest scrutin. Din păcate, trebuie să insist că de data aceasta iarăși vom alege între Est și între Vest. Vestul înseamnă nu doar prosperitate, nu doar un sistem politic, economic, în care cetățeanul poate să-și manifeste toate cunoștințele sale, toată experiența sa. Vestul mai înseamnă și sprijin, dar și presiune pe noi. Cea mai mare problemă pe care o are Republica Moldova, și o știu asta nu din auzite, ci din experiența mea, este justiția. Din cauza justiției, insist, se generează această corupție care este un flagel și o amenințare la adresa securității. Fără Uniunea Europeană, nu vom reuși nu doar să aducem subvenții în agricultură, bani pentru infrastructură, pentru proiecte sociale, apă, canalizare și așa mai departe, dar, în primul rând, nu vom reuși să refacem justiția și așa mai departe. Pe acest motiv, vreau să fac un apel către cetățenii cu viziuni pro-europene, pro-reformatoare, să iasă la vot. Să iasă la vot și să aleagă pe cel care cel mai bine ar corespunde acestor competențe pe care le are președintele Republicii Moldova. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc succes. Nu ne vedem decât dacă ajungeți în turul 2. Doamnelor și domnilor, încheiem aici ediția de astăzi a dezbaterilor. Ne vedem și mâine la ora 18. Mulțumim și colegilor de la Radio Europa Liberă pentru ajutorul acordat. Mulțumim că ne-ați urmărit. Pe mâine seară.